Viceprimarului a fost retras sprijinul politic de către PPD de Gorj după ce a votat un proiect al USL ca toți consilierii să beneficieze din bani publici de telefoane scumpe. A făcut însă contestație și a câștigat. S-a rezolvat favorabil. Până când Comisia de Etică a luat însă decizia de a-l reprimi în partid, la Fărcășești s-au dus lupte grele între Belgiu și primarul Bălu, care a făcut tot posibilul să îl lase fără birou. Ieri a avut loc și ședința de Consiliu Local, în care aleșii ar fi trebuit să voteze demiterea lui Belgiu. A venit însă cu decizia dată de partid, moment în care primarul a părăsit sala de Consiliu. Ieri am avut o ședință ordinară, din care am fost din nou pus ordinea de zi să mă dea afară. I-am citit hârtia de la București care a venit, n-a vrut să ia în calcul și, mă rog, subiectul respectiv, punctul respectiv ordine de zi, și de ședință a cerut Consiliul să-l amâne pentru data viitoare, deoarece a intervenit această hârtie. Domnul primar n-a fost de acord și a plecat din ședință. Belgiu spune că îi iartă pe colegii de partid care au vrut să îl dea afară și să-și piardă funcția de vice.